Vasluienii susțin că cei care au fost prinși pe picior greșit trebuie acum să restituie banii primiți în mod ilicit. Trebuia să anunță, înseamnă că au greșit cei care au primit bani. Da? Cum a trebuit să-i dea înapoi sau? Ar trebui să-i dea înapoi dacă au înșelat statul. Sărăcia e pe primul plan, în special la Vaslui foarte greu. Vremurile mai grele, pensiile sunt mici, salariile mici, locuri de muncă nu. Și tot așa. Zeci de persoane figurează ca datornici la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale. Cei mai mulți sunt cei care au primit venitul minim garantat. În evidențele Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială se află un număr de 1360 de persoane care au încasat necuvenit diverse beneficii. Reprezentanții Agenției pentru Prestații Sociale susțin că toate datoriile vor fi recuperate. În cazul persoanelor care primesc și alte drepturi, sumele vor fi recuperate treptat din acestea. Dacă persoanele au ieșit din evidența Agenției Județene de Plăți și Inspecție Sociale, sumele vor fi recuperate de către finanțele publice Vaslui. Finanțele publice trec în ultimă instanță la executări silite asupra debitorilor pentru a recupera sumele datorate către Agenția Județeană de Prestații Sociale.